sunt testate pe rulți de derivată bazalică. Deci cam așa puteți să vă căutați soluțiile în funcție de cerințele care vin de la proiectantul general. La capitolul gestiunea prezenței umidități, adică evitarea, mai bine zis, trebuie spus că ea este realizată, bineînțeles, de membrana hidroizolată, bariera de vapori și de stratul de difuzie, dacă este prezent. Deci ele poartă greul aceste produse, ele trebuie să fie alese corespunzător pentru a asigura această cerință. Cu ce poate contribui produsul din vată bazaltică din aceste soluții? De multe ori este necesar să se asigure scurgerea apei către gurile sistemului de drenaj care se găsesc pe acoperiș, acoperișul fiind aproape plat, prin crearea de coame, de dolii care să dirigeze această apă, crearea lor din vată bazaltică. Deci trebuie dispus un strat peste stratul, cele două care le-am menționat mai înainte, format din tot felul de prisme, de piramide, și noi oferim aceste produse. Deci cam așa ar fi răspunsul la această cerință. Dacă pot să intervin aici, sistemul ăsta este impetuos necesar pentru economisirea timpului în șantier la execuția structurii de rezistență, pentru că dacă ai dacă ai un planșeu de beton, oricum ăla e drept, n-ai ce să mai faci, dar dacă ai o hală metalică de oțel, de fapt, că de o hală de oțel și acoperiș cu tablă și așa, e foarte greu să-i faci scurgerile astea. Le asigur mult pantele astea de scurgere. Le asigur mult mai bine din sistemul de izolație și mult mai ușor și mai simplu. Am avut o situație de genul ăsta și ne-am chinuit foarte mult. Nu-ți mai este nicio secțiune identică, nici la stâlp, nici la grinzi. Trebuie să le variezi foarte mult și atunci te complici enorm. Mai bine pui totul drept și le faci din vată. Dar să știi că nu multă lume cunoaște sistemul ăsta al vostru de terasă da, de genul ăsta. El a rămas foarte mult la, sunt constructori care s-au focusat pe genul ăsta de construcție metalică. Ei s-au familiarizat, dar dacă nu ai lucrat cu genul ăsta de situație, e normal că ți se pare neobișnuit. Trebuie spus, de exemplu, sărind la capitolul de servicii, noi oferim serviciile de calculare a acestui sistem de pante. Excelent! Deci ce vrei mai mult decât? E specific fiecărui proiect. Adică, practic, în funcție de gândirea care a fost făcută, de amplasarea receptorilor de apă, el arată diferit. Și trebuie stabilit încă din faza de ofertare, de proiectare. Și aș mai adăuga ceva la planșele din beton. Ar scuti foarte mult betonul de pantă sau șapa de pantă la terase, care iarăși aduce o grămadă de încărcare moartă, inutilă. Și poți faci niște reduceri. Nu e ok să ai o dita mai masă. Ajungi la o terasă și în anumite zone să ai și 15-20 de centimetri de șapă, ceea ce e foarte mult, ca să dai pantele cum trebuie. Da, din șapă nu e așa de simplu cum este punând niște bucăți de vată. Sigur, care au o anumită logică de montaj una după alta, dar... Sigur, dar nu e cunoscut sistemul, să știi că nu e cunoscut. Și, da, în rest, în afară de aceste servicii, dacă ar fi să mai menționăm, pentru proiectanți, la fel, putem să îi ajutăm când, în funcție de tipul de circulație care e pe acoperișul respectiv, în funcție de tipul de membrană hidroizolatoare, de instalarea membranei hidroizolatoare. Una și aceeași membrană hidroizolatoare care poate fi instalată prin lipire sau prin ancore mecanice. Sau noi putem să-i ajutăm în a alege soluția de termoizolare adecvată. Și în rest la fel.
calcul de punți termice, de rezistențe termice corectate, dacă se urmărește realizarea unei anumite valori de R', calcul de prezența acumulare umiditate, nici aici și aici sunt probleme destul de serioase, pentru că intervin și proprietățile membranei hidroizolatoare și proprietățile membranei barieră de vapor și al produsului izolant. Deci e o combinație care trebuie să dea un anume rezultat pentru proiectul respectiv. Nu poți să le ai precalculate pe toate și să fie valabile la orice proiect. Și dacă îți dorește să calculeze chiar consumul de încălzire-răcire, la fel putem acorda asistență tehnică, adică îl putem face, pur și simplu. Acum, schimbând un pic de aplicații la fațade, aș vrea să vorbesc fața.